Dragi fani ai sportului, bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Ecoul Sportului. Așadar, din această seară începem emisiunile noastre de la ora 20 și grila de emisie de asemenea s-a schimbat. Vom avea emisiunile luni, miercuri și vineri. Și vă invit să fiți alături de noi în aceste 3 zile pentru a vorbi despre sportul moldovenesc. În această seară continuăm să dezbatem frumoasa victoria celor de la Zimbru în deplasarea de la Salzburg contra lui Grodic, scor 2-1, și o vom face cu un jurnalist și cu cine nu, dacă cu un erou al acestei victorii, unul dintre eroi, fiindcă sunt o echipă întreagă, Ion Jardan de la FC Zimbru și Ion Jalbă, cum a spus jurnalist. Bună seara. Ca să începem cu tine, Ion, cum te simți după aceste, deja este un lanț de victorii care vine de la finala Cupei Moldovei și s-a oprit, mă rog, încă nu s-a oprit, continuă cu victoria de la Salzburg. Oricum, erou nu mă simt. Suntem într-o ascensiune din iarnă. Am început destul de bine și campionatul, la fel în cupă. Am continuat, am ajuns în turul 3 Europa League. Suntem concentrați, mai avem un meci, cel de acasă. Cred că va fi mai greu decât în deplasare. Sperăm într-un rezultat pozitiv. Ion, cum spune și Ion Jardan, sunteți ambii Ion. Încă din iarnă Zimbru era undeva pe la mijlocul clasamentului și foarte multe lume, chiar și fanii, încă erau sceptici că ar ajunge Zimbru să câștige Cupa Moldovei, să câștige Supercupa Moldovei și să aibă un parcurs așa de frumos în Europa League. Tu personal te așteptai să ajungă tocmai în turul 3? Bine, pentru început aș zice că Zimbru e o surpriză foarte frumoasă dacă vorbim de competițiile europene. Dacă vorbim de campionatul național și de Cupa Moldovei, Zimbru chiar avea nevoie de un trofeu, pentru că la fel cum Germania a avut nevoie de un trofeu până la campionatul mondial, la fel și Zimbru. Din 2006-2007, sper să nu greșesc, când a câștigat ultima Cupa a Republicii Moldova, de atunci nu a mai fost niciun trofeu și participarea Uniunii Europeană a oscilat odată în mulți ani. Acum Zimbru are un lot foarte bun. Sincer, mulți zic că lotul nu e atât de bun, că una alta. Nu trebuie să luăm din meritele băieților, pentru că să ajungi în turul 3 preliminar, trebuie să ai un lot foarte bun. Și în primăvară la fel a fost, acum au fost și ceva schimbări, dar lotul a rămas aproximativ același, un nucleu. Iar aici vreau să subliniez, dacă acești băieți ar rămâne la Zimbru încă 2-3 ani împreună, pentru că sunt tineri, sunt foarte tineri, cred că Zimbru ar fi una dintre candidatele, și nu candidată doar ca să câștige, una dintre candidatele preferate ale foarte mult public și în același timp una dintre echipele care ar putea să pună mâna pe trofeu. Din păcate, Republica Moldova nu acordă o finanțare destul de bună și jucătorii, sunt sigur, după astfel de meciuri vor pleca în străinătate la cluburi mult mai mari și la salarii mult mai bune, dar dacă ar exista un astfel de moment în care ei să fie împreună 3 ani, eu cred că Zimbru ar putea fi și campion al Moldovei. Exact. Să vedem și un material video dedicat victoriei celor de la Zimbru de la Salzburg, după care revenim și comentăm acest meci. Zimbru Chișinău a reușit o victorie categorică și importantă la Salzburg în Austria contra celor de la Grodic, scor 2-1. În prima manșă al celul de-al treilea tur preliminar al Ligii Europa, având calificarea în mână pentru partida de la Chișinău. Zimbri au intrat hotărâți pe Red Bull Arena din Salzburg, lăsând emoțiile deoparte și au reușit să-și impună jocul dorit de Kubarev, astfel ocaziile de gol au fost de partea lor. Chișinăuienii au deschis scorul în minutul 35 prin Sergei Alexeev, care iese la al doilea gol în aceste preliminare, după ce a înscris și golul calificării de la Sofia. Anspielstationen, Fehler und Tor! Wer gibt's denn das? Ei, was ist denn da passiert in der Mitte? Das darf doch nicht wahr sein. 1-0 für Zimbru Chișinău. Moldovenii au avut mai multe ocazii periculoase de a-și dubla avantajul, dar golul al doilea a venit abia cu o jumătate de oră înainte de finalul partidei, când Simon Handle a trimis un balon cu capul spre propria poartă peste portarul Sisan Stankovic, care a intrat în plasă. Aber auch schon die Absicht zählt für die Tat, um Himmels Willen! Um Himmels Willen! Der Pechvogel des Tages. Austriecii nu au lăsat armele jos și au căutat golul care să-i țină în cursa calificării, iar după câteva momente mai periculoase salvate de portarul Denis Rusu, a venit și golul din minutul 89, reușit de capitanul Tomi Corea. Schöner Ballgewinn von Rina und jetzt die Chance für die Grödiger. Was macht der Tomi Schuss und der passt! Tor! Wenigstens ein Treffer ist noch einmal gelungen, 2 Minuten vor dem Ende.
Meciul retur decisiv pentru calificare se va juca joi la Chișinău cu începere de la ora 22:05. Am revenit. Ion, imediat după meciul cu CSKA, deja știați că veți juca cu austriece de la Grădic. Ce a urmat în acele zile înainte de meci? Ați analizat adversarul? Ce informații ați avut despre austrieci? După meciul cu CSKA, practic, nu știam nimic despre această echipă. Chiar și după aia, săptămâna care a urmat, am analizat. Practic, în fiecare zi am făcut tactică, am analizat punctele tari, punctele slabe. Pot spune că e o echipă gen Veris în Moldova, a promovat din Liga 2, după care a luat locul 3. Este o echipă tânără, cred că vârsta medie e mai tânără ca Zimbru, și e o echipă imprevizibilă. Și are o sete de, are o dorință de câștiguri, la fel cum a luat locul 3, acum cât sunt tineri doresc să câștige, am văzut foarte motivați, dar nu știu, cred că concentrarea sau subestimarea adversarului, adică a echipei Zimbru, le-a jucat festa. Ion, cam aceeași întrebare, microbiști, chiar și presa vorbeau după meciul cu CSKA că austriecii vin într-un campionat mult mai puternic decât cel al Bulgariei, au terminat pe locul 3 în spate la două formații destul de puternice în campionatul Austriei și că ar fi cu mult mai cotați și mai valoroși decât cei de la CSKA. Bine, aici am să te contrazic puțin ceea ce cred eu și ceea ce am vorbit și eu cu altă persoană din domeniu. Această echipă din Austria a terminat și în fața altor echipe mult mai valoroase. Este revelația sezonului trecut, cum zicea și Ion, care a promovat, a terminat pe locul 3. O formație care însă nu are experiența cupelor europene. Zimbru, chiar dacă joacă din câțiva ani în câțiva ani, are această experiență acumulată pe parcursul la peste 20 de ani de independență. Același timp, eu din start am zis că e ușor ca CSKA, dar mă gândeam la alt lucru, ca băieții să nu aibă aceeași motivație care au avut-o cu CSKA și să nu creadă ei că e mult mai ușor. Și chiar mă bucur pentru ei că au rămas la fel de concentrați, au reușit să învingă și eu mă aștept la meciul de acasă, ca fan și în același timp ca cetățean al Republicii Moldova, la o victorie. Dacă va fi 1-0 pentru ei, tot e bine pentru noi, că mergem mai departe. Oricum, pentru punctele în clasamentul UEFA nu prea contăm, pentru că suntem tare departe cu Republica Moldova și nu prea avem treabă, aici contează calificarea doar. Cu siguranță. Ion, cum a fost călătoria până în Austria, fiindcă ați avut de mers și cu avionul și cu autocarul și v-a întâmpinat și o ploaie chiar la antrenamentul oficial? Da, am plecat cu o zi înainte de meci, am făcut escala prin Kiev, am Kiev-München, după care am mers cu autocarul 2 ore. Antrenamentul înainte de meci l-am făcut pe un teren de rezervă, l-am făcut pe arena din Salzburg. A fost o ploaie care a durat 2 zile. Meciul... Gazonul era bine, nu a influențat ploaia? Ploaia nu l-a influențat, dar gazonul era de o calitate mai puțin bună, deoarece a fost schimbat înainte, vreo 2-3 săptămâni înainte de meci și încă era într-o stare mai puțin bună. După care ne-am întors peste... A doua zi am plecat în München, am făcut acolo un antrenament. Și sâmbătă ne-am întors cu escala prin Istanbul, Chișinău și deja ieri am avut meciul cu Academie. Ați avut parte și de suporteri, așa cum s-a întâmplat chiar și la Sofia. V-a ajutat? A fost un imbold în plus ca să-i vedeți alături? Fiindcă noi vă urmăream la televizor și chiar se auzeau în multe momente, practic astupau sunetul lor pe cei locali. Practic eu tot meciul am auzit doar pe suporterii noștri și am fost plăcut surprins că au venit la așa o distanță. Au venit până în Austria, ne-au susținut, a fost circa 30-40. Tot meciul i-am auzit. Am fost, să spun, neplăcut surprins de fanii austrieci, care au fost într-un număr relativ mic, circa 1000 și ceva de oameni. Și, practic, pe fondul, parcă jucam acasă. Și pot spune că suporterii chiar ne-au ajutat în acest meci. Ion, de unde această vâcnire a fanilor celor de la Zimbru au influențat rezultatele din cupă, din supercupă, ca să-i trimită tocmai la Sofia și chiar în Austria și cu siguranță, dacă va fi o calificare, vor merge și mai departe. Poate Milano. Poate Milano, poate Tottenham sau alte formații. Da, nu la shopping, merg să susțină Zimbru. De suporteri Zimbru, ce pot zice? Sunt adevărați fani de motiv că, indiferent, chiar dacă Zimbru ar fi pierdut și la un scor mai drastic și mai apoi s-ar fi calificat printr-o minune sau nu ar fi terminat pe un loc foarte bun în campionat, dar câștigau cupa și se calificau în cupe europene, la fel ar fi fost. Poate nu într-un număr atât de mare, poate mai puțin, sau s-ar fi putut să fie mult mai mulți dacă, din punct de vedere financiar, ar fi putut
alții, pentru că sunt sigur dacă ar fi fost 200 de locuri și ar fi fost 200 de tineri suporteri din Republica Moldova și nu doar tineri care ar fi dorit să meargă încolo, ar fi mers. Suporterii, exemplu, mereu merg la meciuri. Echipa când a fost pe locuri foarte joase în clasament, chiar și toamna trecută când a început foarte bine în forță, cum a început și acest campionat, după care a fost așa o mică scădere pe parcursul toamnei, suporterii erau lângă echipa. Că mai există certuri, că mai există nu știu ce, asta e mereu. E o familie, Zimbru, și asta înseamnă de fapt acolo lucrul ăsta. Trebuie să te mai cerți, ca mai apoi să fie totul bine. Dacă tot vorbim de spectatori, ați avut aproape de 10.000 de spectatori în tribune la returul cu CSKA. A contat, încă o dată spun, rezultatele echipei sau numele CSKA? Nu, suporterii chișinăuieni au venit să susțină Zimbru. N-au venit să vadă CSKA. Cel puțin nu știu dacă publicul știe vreun jucător de la CSKA. Au venit să ne susțină, au venit într-un număr foarte mare, atât de mulți oameni am văzut doar la meciurile selecționate. Au fost fantastici. Au strigat într-una Zimbru, Moldova, ne-au susținut, ne-au împins de la spate și practic asta ne-a motivat și mai mult, că jucăm nu doar pentru noi, jucăm și pentru o țară, jucăm și pentru suporteri și rezultatul s-a văzut la final. Chiar a fost o atmosferă, poate uneori chiar mai frumoasă decât la echipa națională, cu valuri continue, mai ales spre finalul meciului cu Scander Hai Moldova, cu Hai Zimbru, în care tot publicul era cuprins de această femeie. Apropo, da, eu eram la muncă atunci și priveam pe live stream meciul și chiar îmi părea foarte rău că nu mă aflu acolo în tribune pentru a face și o gălăgie, să zicem așa, pentru a susține echipa. În același timp, ce vreau să zic, că în momentul când mai jucam și eu fotbal foarte mulți ani în urmă, cu toate că sunt tânăr, aminte, eram în Danemarca și eram la o formație, la formație secundă. Terenul de vreo 5.000 de locuri, arhiplin. Uite, lucrul ăsta la Zimbru acum a fost și asta ar trebui să înțeleagă și nu suporterii și din Chișinău și din alte localități, că ar trebui să meargă pe teren, ar trebui să susțină fenomenul, ar trebui să știe că și băieții trebuie plătiți și ei trebuie să mănânce ceva, pentru că băieții în Republica Moldova, vorbeam chiar și înainte cu Ion, doar din asta. La noi nu există finanțare externă, există doar din bilete bani, mai sunt cupele europene unde uneori ajungi, uneori nu ajungi. În altă parte nu este finanțare. Și în același timp, fără să nu supăr pe nimeni, Zimbru cam e singura echipă din Chișinău și e singura, părerea mea. Singura echipă care apără culorile acestui frumos oraș. Ion, ca să începem cu prima formație pe care ați eliminat-o în acest sezon Cupele Europene, Șchendea din Macedonia, ați început cumva, ați mai ezitat cu acel meci din deplasare. Ce s-a întâmplat acolo? A fost mai multe motive, aș spune eu. Am avut cu 3 zile înainte de meci Supercupa împotriva Șerifului, a fost un meci la fel foarte greu, după care am avut deplasarea, la fel o zi pierdută în aeroport, nu faci refacere, nu te restabilești bine, am ajuns destul de epuizați acolo. Bine că s-a terminat, că am reușit să reducem din diferență la 2-0, ne-am lăsat șanse foarte mari în retur și cred că, nu știu, 2-1 în deplasare cu Șchendea n-a fost cel mai rău rezultat. Golul din deplasare, practic, îți dă șansă foarte mare. Și exact de acest gol v-ați și agățat în meciul retur. Unii nu a trebuit să puneți multă presiune. Ați avut un 2-0 chiar lejer, fiindcă ați avut o grămadă de ocazii în retur. Și un gol rapid. Și un gol rapid venit. Care era tactica la retur, având în vedere că aveți doar un gol în deplasare? Să marcați noi repede? Deja știam ce trebuie să facem. Știam că trebuie să marcăm gol și deja cum ne dictează situația. Dacă marcăm 1-0 și undeva în minutul 70-80, încercăm să ne menajăm și să menținem scorul. Nouă ne-a reușit chiar și mai bine, ne-a menajat, am menținut scorul și încă am dublat avantajul. A urmat apoi deplasarea la Sofia, deja cu un adversar de calibru, cel puțin după nume, deși se știau că aveau unele probleme financiare, dar cu siguranță aceasta nu a luat din valoarea fotbaliștilor celor de la CSKA și din obiectivele clubului, care totuși este echipa faniona a Bulgariei. Nu știu, se discutau mult despre probleme financiare, dar atâta timp cât echipa vine cu charter, achită biletele la suporteri, le achită hotelul. Nu văd mari probleme financiare. Ei au fost foarte siguri, la fel ca și cei din Macedonia, din Șchendea, au fost foarte siguri că trec lejer de noi. Au dat declarații în presă că ne gândim la meciul viitor. Asta le-a jucat și festa. Au întâlnit o echipă organizată, au întâlnit o echipă, n-au întâlnit individualități. Și la urmă, în ultima fază a fost surprins chiar.
și ați avut un joc destul de bun, mai ales că nu ați avut suporterii împotrivă pe care s-a întâmplat la Salzburg, un stadion, cum spuneai și tu, doar 1000, ci un stadion întreg. Cum ați rezistat sub această presiune? Păi am ieșit pe teren, am ieșit motivați, concentrați. Suporterii adverși chiar ne-au motivat și mai tare să demonstrăm că avem valoare. Plus, mai mare motivație a fost și din partea suporterilor noștri. Noi am fost plăcut surprinși că au venit, ne-au susținut. Mereu când vin suporterii la stadion, înțelegi că nu joci doar pentru tine, mai joci pentru cineva, că oamenii ăștia lucrează, au servicii, au familie și ei din timpul lor vin și te susțin pe tine. Asta ne motivează la fiecare meci, chiar ne dorim, îi invităm și suntem recunoscători și îi așteptăm și chiar și la meciurile din campionat. Și cum spui și tu, nu ați jucat doar pentru cei circa 30-40 de suporteri moldoveni care au mers acolo, ci și pentru cei ai gazdelor, fiindcă fiind atât de mulți, trebuia și voi să vă remarcați. Și plus o echipă cu tradiție, au câștigat 31 de ori campionatul țării, cupe, supercupe. Cupa cupelor au ajuns în semifinală, în sferturi au ajuns. Ion, te așteptai la un 1-1 deplasare cu CSKA? Asta cred că a fost prima surpriză, pentru că și Candia din start am zis că nu e un loc atât de tare, Zimbru poate trece. Asta a fost prima surpriză pentru publicul din Moldova și nu numai. Pentru că la nivelul european, din punct de vedere a pariurilor, cred că foarte mulți au pus pe CSKA calificare. În momentul în care pui mai multe echipe, pui și pe CSKA, că cine e Zimbru, nu știm cine e Zimbru, de unde e. Și la un moment dat chiar am comentat pe un site din România, unde vorbeau acolo despre echipele românești care tot la fel sunt îngrenate acum în competiție. Zic că uite că Zimbru e una dintre puținele echipe românești care chiar joacă fotbal în momentul actual în competițiile europene. Apropo, și am primit foarte multe like-uri la această postare. Lumea știe deja de Zimbru și chiar sunt alții care și știau. Iar Zimbru după 1-1 cu CSKA acolo a avut o motivație în plus aici să facă un 0-0 care a fost calificare. Plus un CSKA care a fost blocat. Și aici nu zic că CSKA a jucat slab, că mulți zic că a jucat echipa slab. Zimbru a jucat bine. Zimbru a putut să închidă spațiile, Zimbru nu le-a permis să-și facă jocul și în același timp Zimbru a fost tot timpul în meci. Nu a fost acea stare de relaxare sau acea stare de nervozitate sau pe final că gata, suntem calificați. Și a reușit să treacă. Cu echipa din Austria, din start am zis că Zimbru are mult mai multe șanse ca CSKA să treacă, pentru că a luat de la CSKA dreptul de cap de serie. Și acum e cap de serie. Următorul tur, sper, de ce zic următorul tur, nu îi dau deja calificați că ar trebui să se concentreze, dar dacă se califică următorul tur, e pentru experiența băieților, e pentru acumularea în același timp de noi meciuri în competițiile europene și va fi un adversar foarte puternic, dar nu în fiecare zi joci cu adversari puternici. Una e să joci cu Costiuleni aici sau cu cine mai joci și una e să joci cu Inter Milano sau alte formații la nivel european. Exact, și dacă tot vorbim despre returul cu cei de la CSKA, să vedem cum Zimbru a obținut această calificare în turul 3. Zimbru Chișinău s-a calificat în turul 3 al Europa League. Echipa din strada Butucului a menținut un scor alt de 0-0 în fața celei mai titrate echipe din Bulgaria, CSKA Sofia. O altă surpriză a seriei a venit din partea suporterilor, care au venit în număr de 9000 și au susținut activ formația din capitală. Chiar din primele minute de joc, echipa din Bulgaria a început să joace în ofensivă, obligată să învingă pentru a putea trece în etapa următoare. Galbenverzii nu au așteptat rivalul în proprie poartă, reușind să țină mingea departe de buturile lui Denis Rusu. Tensiune mare în ambele tabere, dar fără o finalizare concretă. Chiar în primele 10 minute, Zimbrii au primit două cartonașe galbene, ceea ce a făcut să-i motiveze și mai mult la câștig. Primul corner pentru cei de la CSKA a venit abia în minutul 40. Fără mari complicații, mingea a ieșit în lateral. A urmat o serie de ocazii bune pentru Zimbru, dar de fiecare dată balonul nu și-a găsit spațiul porții. A dominat meciul atât ca posesia mingii, dar și la capitolul lovituri libere. S-a intrat cu scorul de 0-0 la cabine, iar Zimbrii aveau calificarea în mână. Repriza a doua a început în forță prin atacurile rapide efectuate de galben-verzi. Emoția și-a spus cuvântul și a dominat atât pe teren cât și în afara lui, atunci când arbitrul a dictat 6 minute de prelungire ale porții a doua. În minutele adiționale, echipa bulgară a pus mai multă presiune la poarta lui Denis Rusu, dar partida s-a încheiat la egalitate 0-0, suficient pentru ca Zimbru să se califice în turul 3 preliminar. Antrenorul galbenverzilor, Oleg Kubarev, a declarat că Zimbrii au îndeplinit cerințele stabilite. Задача была в первую очередь не пропустить, организовать оборону, суметь перестроиться, если соперник будет перестраиваться,
То есть мы играли чисто на результат и смотрели все перемещения соперников, все их маневры и старались максимально безопасно сыграть в обороне. Что у нас получилось в атаке, то получилось. Я не хочу сейчас просто анализировать. И скажу, не до этого. Ребята молодцы, потому что все-таки это грозный соперник. Результат первого матча оставлял примерно равные шансы, потому что сегодня игра была, в принципе, наверное, до гола. Нас устраивал результат, мы его добыли, поэтому, наверное, мы все сделали правильно. Скажу, что вот как сегодня с середины второго тайма болельщики начали кричать, то есть я обычно не замечаю, но тут почувствовал, что действительно при такой поддержке это просто будет обидно и досадно нам, не пойти дальше, не отблагодарить наших болельщиков. Întrebat dacă cunoaște următorul adversar, tehnicianul a declarat următoarele. Я не считаю, что Грёдик сильнее, чем ЦСКА, София. То есть мне бы хотелось сыграть более интересно, чтобы команда все-таки вкус появился, потому что в третьем раунде, я думаю, что если мы там выйдем, не выйдем, проблем у нас с этим, с психологией не будет. А вот если мы сыграем более ярко, то я бы хотел, чтобы мы все-таки шаг еще в плане атаки сделали. Capitanul formației, Iulian Erhan, a menționat că echipa a fost un tot întreg și asta le-a ajutat mult. Cred că ați văzut cu toți că echipa are o valoare foarte bună, dar am rezistat, cred că am fost astăzi mai buni ca echipă, ca un tot întreg. Am rezistat și am trecut în turul următor. Suntem foarte bucuroși și mulțumesc pentru susținerea tuturor care au venit să ne susțină. Am simțit acest lucru, ne-a ajutat mult. Și am trecut mai departe. Aș vrea, cred că de fiecare meci, atât cât în Europa League, atât și în meciurile din campionat să fie așa. Și cred că și nivelul nostru de campionat, de nivel ca jucători, vom crește mereu împreună. Fotbalistul Ion Jordan subliniază că, deși mulți nu au crezut în ei, au produs surpriza. Da, o calificare dificilă, practic nimeni n-a crezut în noi. Înainte de primul meci, după un 1-1 în deplasare, lumea a început să creadă, a venit practic tot stadionul, am simțit suportul publicului, suntem foarte bucuroși, am demonstrat încă o dată că avem valoare, acasă anul acesta, din fericire, n-avem niciun meci pierdut, sperăm să continuăm seria câștigurilor și în continuare. Atmosfera foarte mult a cântat, publicul mereu este a 12-lea fotbalist pe teren. Am simțit suportul lor, la fel ca în fiecare meci. Ne dorim să vină în număr cât mai mare și la meciul din Divizia Națională. Primul meci din runda 3 îl vor juca cu austriecii de la Grodig, joi la Salzburg, iar returul pe 7 septembrie la Chișinău. Am revenit, stăm de vorbă cu fotbalistul echipei Zimbru Chișinău, Ion Jordan, și cu jurnalistul Ion Jalbă despre această frumoasă victorie de la Salzburg, unde Zimbru s-a impus cu 2-1 în fața celor de la Grodig. Și continuăm să vorbim despre returul cu ÇSKA. Care erau emoțiile înaintea meciului, știind că ați făcut un 1-1 în deplasare și doar un egal alb de 0-0 v-ar duce în turul următor? Erau emoții pozitive. Începem cu 0-0, știam ce trebuie să facem, ne trebuia un rezultat pozitiv în deplasare, un rezultat pozitiv înseamnă să nu pierdem, ne-a reușit chiar să câștigăm, dar este meciul de acasă, după părerea mea o să fie un meci mai greu decât în deplasare, pentru că echipa deja austriecii n-au ce pierde, vor da totul și calificarea încă se joacă, se joacă în Chișinău, avem nevoie de să fim concentrați, să fim concentrați până în ultima minută, că se vorbește mult, că mulți își dau cu părere că suntem practic calificați, dar oricum campionatul Austriei este un campionat mult peste campionatul Moldovei, au echipe de top și în Europa și doar trebuie să fim concentrați, să nu credem că deja suntem în play-off. Mai este mult de muncă, mai avem 90 de minute. Trebuie să ieșim cu gândul să nu pierdem, cel puțin. Ion, psihologic, este mai greu când vii după un 1-1 sau când vii după o victorie cu 2-1? Știi, în Europa League, din motiv că țara noastră, Republica Moldova, nu este atât de obișnuită cu aceste meciuri tari din Champions League sau Europa League, nu mai contează acum, era și Cupa Intertoto ceva ani în urmă, există o motivație în plus pentru băieți.
Nu mai contează că ai făcut un 1 sau că ai pierdut 3-0 sau contează că joci în Europa League, contează că joci la un alt nivel. E mai greu pe urmă trecerea asta înapoi în campionat, că jucăm cu o formație care e mult mai slabă. În același timp, eu sunt de acord cu ce a zis Ion, că echipa încă nu e calificată. Un 2-1 e mult mai periculos, știm toți, 2-0 e cel mai periculos scor. În momentul ăla ești și puțin relaxat și în același timp ești cu gândul că mai ne-am calificat și am învins. Și vine și oboseala, vine și plictiseala, să zicem așa, de joc, că nu există la băieți, dar mai sunt și unii din ăștia. În același timp, psihologic, cred că ei sunt motivați fără să le mai dea cineva bani sau să le dea altceva. Ce motivație poți să mai ai când ești jucător la Zimbru și ai ajuns în turul 3 preliminar, unde nu ajunge nimeni de nu știu câți ani și tu ajungi acolo și joci. Îți dai seama că mai ai doar un pas, un pas foarte dificil să treci în play-off, încă doi pași mai grei ca ăștia și poți să ajungi în grupe. Dacă ajunge Zimbru în grupe, cred că e un fenomen. Cred că lucrul ăsta ar fi cel mai frumos lucru care s-a întâmplat în istoria Republicii Moldova la nivel de sport fotbal. De echipă. Da, pentru că s-a calificat Șeriful, dar la Șerif știm foarte bine. Nu joacă moldoveni, joacă unul în fiecare sezon. Da, și Curduia cum joacă Gânsar. Și acolo e Șluvanor. Șluvanor. Da, și acolo e altceva, nu e echipa atât de iubită, să zicem așa. Dacă s-a calificat Zimbru, eu sunt sigur că nu doar în meciurile de Europa League din grupe ar veni suporterii sau fanii sau în același timp publicul. Ar veni și la meciurile de campionat. Uite, băieți, joacă Zimbru. Și Zimbru ar trebui să fie, dacă nu la egal cu Naționala, lângă Naționala, formația care să vină pe stadion. Suntem în Chișinău, are cel mai frumos stadion din Republica Moldova pentru mine. Bine, la Șerif că e mai performant, că nu știu ce, e în Tiraspol. Pentru Republica Moldova, cel mai mare oraș cu cei mai mulți locuitori, e echipa orașului. Ar trebui să vină, să susțină și astfel și băieți ar câștiga și încredere și victorii și la anul ăsta nu sunt chiar sigur, le doresc mult succes și chiar vreau să fie campioni, nu sunt chiar sigur pentru că va fi foarte, foarte dificil, dar cel puțin în primii trei iarăși, la anul luăm de la capăt, ne calificăm iarăși în grupe, terminăm în grupe pe 3 să ne terminăm pe 4 și mergem mai departe. Pentru că tot spuneam de faptul că Șerif joacă cu foarte puțini autohtoni, fotbaliști autohtoni în echipă, Ion Caras, care a fost invitatul emisiunii Ecoul Sportul, era foarte încântat de faptul că voi ați început meciul cu CSKA cu 8 fotbaliști în teren și chiar l-ați terminat cu 10, ceea ce este destul de important pentru o echipă care ajunge practic în play-off, dar doamne să fie așa, cu fotbaliști autohtoni. Da, și meciul cu Grădic. Am fost 10 moldoveni în teren, după care am mai intrat și Amani. Păi am început meciul cu doar un străin. Asta spune că și fotbaliștii moldoveni au valoare. Și la fel și să punem în balanță Zimbru și Șerif. Ultimele două meciuri, Cupa și Supercupa. La fel s-a jucat cu 8-9 moldoveni din partea Zimbrului și cu 7 străini din partea Șerifului. Și Zimbru a ieșit învingător. Asta spune că și fotbaliștii moldoveni au valoare. Șeriful e politica Șerifului, deoarece dau salarii mult mai mari și au și pretenții mult mai mari. Și de aia doresc fotbaliști de top care au jucat la echipe de top. Noi ne-am creat, nu avem individualități, spunem, care să se remarce la fiecare merge. Aveam un grup unit, o familie, care pas cu pas am obținut ce am obținut până în momentul dat. Dacă îmi permit să adaug aici la jucătorii moldoveni, mereu a fost senzația asta sau în același timp axarea asta pe fosta Uniunii Sovietică, zona asta, că mergem încolo, salarii mai mari ca la noi, dar niciodată nu am plecat în cealaltă parte a Europei. Jucătorii sunt foarte puțin care merg. E că astfel de meciuri în Europa League pot remarca unii jucători de la noi sau că și echipa, când e un tot întreg, la fel sunt remarcați și sunt toți. Și uite că am nevoie de un mijlocaș la închidere. Mi-a plăcut ăsta de la Zimbru că joacă foarte bine. Îl luăm la noi, la început stă puțin pe bancă, are un salariu foarte bun, joacă într-un campionat puternic, Naționala crește, pentru că acum chiar mi-e interesant și vorbeam și cu Ion, câți vor fi selecționați și la nivel de tineret, dar și la Naționala mare, care trebuie să fie mult mai mulți. Pentru că restul jucătorilor noștri sunt plecați, care și pe unde, dar nu-i vezi cum joacă acolo. Și în același timp, ce spuneam noi, că Zimbru mereu a fost o școală de fotbal, i-a crescut jucători tineri, la Șerif îi duc până la echipa a doua din ce știu eu și acolo cam se stopează majoritatea. La noi mai sunt și promovări, printre ultimii ea ca băieții sunt promovări echipă tânără și jucătorii ăștia chiar merită să meargă în campionate mai tare. Bine, poate nu va fi Anglia, Premier League sau altceva, campionatul polonez, campionatul austriac care e mult mai bun și în toate părțile astea, campionatul elvețian care e foarte bun și nu e obligatoriu sau în Italia, în Liga a doua, nu e obligatoriu să fie în prima ligă, în Liga a doua e foarte puternic acolo, mult mai puternic ca la noi, cred că cu 5-6 clase. Oricum, avem deja un exemplu pe Ionițe, care a stat pe bancă, a îndurat câteva sezoane la Arau, după care a devenit unul dintre lideri echipei de la Arau și îl vedem acum în Serie A. Deci, e un exemplu. Avem. Și băieții chiar ar putea, pentru că ne aducem exemplu, Costa Rica e de la campionatul mondial. O formație subestimată, care a ajuns foarte departe.
O formație și care... Din ce grupă a ieșit? Și din ce grupă a ieșit? Uite, asta e. Și din ce grupă a ieșit? Dacă era o grupă cu echipe mai puțin cotate, da. Cu ce grupă? La fel și Zimbru poate fi un exemplu. Exemple sunt foarte multe. Formații care an de an sunt în Champions League sau în Europa League, fac surprize peste surprize, se califică în 16-im sau în altă parte. Și echipe mici, cu bugete mult mai mici ca la echipele mari care aruncă milioane întregi. Și asta e plusul. Fotbalul moldovenesc ar trebui să se dezvolte pe jucători din Moldova, pentru că și național am înțeles că acum care obiectiv calificarea la campionatul european, ca să te califici la campionatul european, nu poți să joci în echipă cu 7 jucători străini. Ce faci cu ai noștri? Îi ții pe bancă și după care hai să-i băgăm în primul 11 național. Logic o să pierdem la un moment dat și cu San Marino dacă o să facem astfel. Zimbru e un exemplu și în cazul ăsta, cu jucătorii autohtoni. Se vede ce a declarat și selecționerul echipei naționale, Ion Caraz, despre aceste victorii în lanț ale Zimbrilor. Selecționerul Moldovei Ion Caraz a fost invitatul emisiunii Ecoul Sportului de la postul nostru de televiziune. Unul dintre subiectele ediției a fost calificarea echipei Zimbru în turul 3 preliminar al UEFA Europa League, după ce galben-verzi au reușit să elimine bulgarii de la CSKA Sofia după un 1-1 în deplasare și 0-0 acasă. Tehnicianul a felicitat jucătorii și staful tehnic al chișinăuienilor și consideră că una dintre motivele care au favorizat succesul galben-verzilor a fost faptul că fotbaliștii moldoveni au crezut în forțele proprii și nu și-au subestimat adversarul. Până la urmă, ei nu s-au estimat adversarul, l-au apreciat la justa valoare, dar totodată au avut încredere și în forțele proprii. Lucrul ăsta este foarte, foarte important și sigur că aici merită deci felicitări absolut toți jucătorii, deci inevitabil și staful tehnic al echipei Zimbru, conducerea clubului, fiindcă se vede că într-adevăr ultimul timp se face tot posibil ca Zimbru iarăși să revină la anii cei care au fost ei anteriori. Deci să devină într-adevăr o echipă de top, care se bucure, care să aibă rezultate și în campionatul național și desigur și pe arena internațională. Caraz s-a arătat mulțumit de cum chișinăuienii au răspuns apelului jucătorilor și au umplut stadionul, creând o atmosferă senzațională, unde circa 9.000 de spectatori și-au susținut frenetic echipa. De asemenea, selecționerul a rămas satisfăcut că trupa din Chișinău a intrat pe teren cu 8 jucători moldoveni și doar 3 stranieri. Pe mine, personal, cel mai mult m-a bucurat că Zimbru a intrat în teren cu 8 jucători autohtoni și 3 deci, stranieri. Dar au terminat jocul deci 10 jucători deci autohtoni și un singur stranier. Lucrul ăsta pe mine ca antrenorul echipei naționale mă bucură, mai ales că meci cu miză, meci care într-adevăr un meci tensionat și în afară de aceasta meci care s-a terminat foarte, foarte reușit pentru echipa noastră, pentru echipa Zimbru, pentru noi toți. Antrenorul național a remarcat evoluția Zimbrilor în partidele precedente, arătându-și încrederea în victoria trupei din Chișinău în fața austriecilor de la Grödig. Zimbru, de fapt, este o echipă care, uitați-vă, chiar și în Cupa, da? În finala Cupei Moldovei, ultima finală, chiar și în Supercupa. Deci, Șeriful a avut unele... Și dacă luăm chiar așa, să luăm valoarea jucătorilor. Deci, Șeriful, da, este undeva peste Zimbru. A avut și unele ocazii, poate mai clare de gol. Și până la urmă, ei au... Ce au făcut? Da, au dus meciul la loviturile de departajare. Și acolo, ei au știut că noi să jucăm un fotbal deschis cu Șerif, deocamdată încă nu suntem gata, ei sunt mai tehnici, mai rapiți, noi trebuie să ne grupăm, trebuie să jucăm pe contra-atac și deci țelul nostru este să, dacă e posibil, să ducem jocul la loviturile de partajare și acolo noi deci putem avea succes și lucrul ăsta s-a reușit. Vedeți, și antrenorul singur a spus, noi trebuie să reușim ceva mai mult în atac. Noi trebuie să reușim mai multe faze de gol, să marcăm goluri și atunci ok. Fiindcă practic, deci cu defensiva mari probleme nu sunt, deci jucătorii fac faza defensivă destul de bine, deci trebuie de reușit mai mult în faza de atac. Zimbru va juca cu Grödig joi, 31 iulie, la Salzburg, de la ora 22:05, primul meci din runda a 3-a preliminară a Ligii Europa. Returul acestei duble manșe se va disputa pe 7 august la Chișinău. Jurnalistul Miroslav Primovici a fost invitatul emisiunii Ecoul Sportului de la postul nostru de televiziune, tema emisiunii fiind calificarea Zimbrului în turul 3 preliminar al UEFA Europa League.
Galben-verzii au reușit să elimine bulgarii de la CSKA Sofia după 1-1 în deplasare și 0-0 acasă. Primovici a declarat că inițial a subestimat forțele chișinăuienilor în disputa cu bulgarii, subliniind că zimbrii au făcut mai mult decât s-a așteptat. Eu cred că zimbrii au făcut mai mult decât ne-am așteptat noi cu toții, pentru că componența pe care o avea Cubarev pe întreg sezonul 2013-2014, jocul prestat de echipă pe durata acestui sezon, nu ne permitea să ne gândim la faptul că Zimbru este capabilă să treacă două tururi preliminare. Un tur preliminar, unde echipele sunt mai slabe decât în turul 2, deci primul tur al Cupei UEFA, al Ligii Europa League, Zimbru este capabil. Dar eu cred că sunt puțini care și-au închipuit că Zimbru poate trece de CSKA Sofia. Eu sunt printre aceștia care nu am crezut. Undeva înăuntru mi-am dorit foarte mult, dar nu am crezut, trebuie să fim sinceri, și cred că sunt foarte puțini, în afară de jucătorii Zimbrului și staful tehnic, conducerea Zimbrului, pentru că normal ei și-au dorit, ei au mers spre acest lucru și au obținut ceea ce și-au dorit. Și pentru noi este o surpriză. Jurnalistul a mai menționat că rezultatul galben-verzilor este în mare parte datorat suporterilor, care în cea de-a doua manșă au susținut echipa și s-au comportat ca al 12-lea sportiv pe teren. Primovici a remarcat că performanța nu se face cu tribunele pustii. Eu sunt convins că jucătorii deja știu că la următorul meci din cupele europene vor veni tot atâta spectatori, ba chiar mai mult, și ei vor juca altfel. Vor avea mai multă sârguință, mai multă dăruință în teren și își... se vor sacrifica la maxim. Și spectatorul trebuie să înțeleagă. Dacă vor fotbal, trebuie să vină la stadion, pentru că altfel nu se face performanță. Cu tribunile pustii nu se face performanță. Întrebat de șansele zimbrilor în turul 3 preliminar, Primovici a declarat că echipa Grodig din Austria nu reprezintă adversarul de temut pentru chișinăuieni și consideră că Zimbru poate accede în play-off, fapt care va desemna cea mai frumoasă performanță a echipei din Chișinău. Eu, de fapt, sunt de acord cu domnul Cubarev, ceea ce spunea după meci, că Grodig nu este o echipă de temut. Nu este de o valoare mai mare decât CSKA Sofia și eu aici sunt de acord. Da, este un nume nou în fotbalul european, doar de două sezoane în prima ligă austriacă, și eu cred că Zimbru are șanse. Are șanse dacă își vor juca șansa, cea pe care o știe Cubarev, iar eu sunt aproape sigur că el deja a văzut câteva meciuri, știe care sunt părțile negative a jocului austriecilor, știe care sunt părțile pozitive. Zimbru are șanse și oricare șansă, cât de mică nu este, trebuie fructificată. Și atunci va fi totul bine. Eu sunt optimist și deja sper că Zimbru va ajunge în play-off-ul Ligii Europa și va fi foarte frumos, pentru că, din câte înțeleg, din ce se întâmplă în actuala ediție a Cupelor Europene, cel puțin două echipe moldovenești pot accede în play-off și va fi, cred că, cea mai frumoasă performanță. Zimbru va juca cu Grodig la Salzburg joi de la ora 22:05. Returul acestei duble manșe se va disputa pe 7 august la Chișinău. Am revenit, așadar continuăm să dezbatem victoria Zimbrului și returul care se va desfășura joi la Chișinău. Cu toții știm că s-a schimbat ora acestui meci, era programat inițial la ora 20 la Chișinău, se va disputa la ora 22:05. Va influența acest lucru asupra spectatorilor? Da, ar putea să influențeze, dar miza meciului, oricum, chiar dacă se juca la 8, eu cred și sper că avea să fie arhiplin, avea să se vândă toate biletele. Ora este un pic incomod pentru spectatori. Pentru a te întoarce acasă. Da, pentru că este și joi, a doua zi este zi de lucru, dar sper și sunt convins că stadionul o să fie plin chiar și la ora 10, o să vină public și o să ne susțină. Cu toții ne dorim asta și chiar pe această cale invit pe toți la stadion. Avem nevoie de suportul tuturor spectatorilor, la fel cum a fost cu CSKA, la fel cum a fost în Cupa Moldovei și în toate meciurile din Cupă. Împreună am sărbătorit, împreună am avut succesuri. Toate succesele care le-am avut până acum se datorează și spectatorilor, și de-aia doresc să vină număr cât mai mare și în meciul de campionat și în meciul de joi. Ion, erau unele postări pe Facebook imediat după ce s-a aflat această schimbare a orei, în care mai ales fanii Zimbrului spuneau că ne vom întoarce acasă și pe jos dacă Zimbrul se califică. Da, lucrul ăsta e logic. Apropo, aici, ca să continui, fac eu o glume astăzi cu calificarea Zimbrului în grupe, dar dacă va fi lucrul ăsta, nu va fi o surpriză. Zimbrul chiar joacă fotbal acum.
Ar trebui să obișnuiască lumea. Meciurile în Europa League în grupe sunt la 10 seara. Ce facem atunci? Stăm acasă? Până atunci mai este foarte mult, băieți încă nu sunt calificați, trebuie să se concentreze la acest meci. Dar ora asta chiar ar putea influența. Așa ar influența foarte mult. Iar aici, dacă cineva... Poate ar influența chiar și autoritățile locale. Asta și vreau să zic eu. Asta vreau să zic eu acum. Eu acum, dacă cineva de autorități locale ascultă și privește acum Moldova Sport, vreau să sesizez faptul că ar trebui să se prelungească orarul transportului public până mai târziu. Astfel se face în la toate echipele mari, în toate orașele, în momentul în care echipa joacă fotbal până târziu și sunt foarte mulți spectatori. Și așa ar fi ok. Ca a doua zi la muncă, nu o să facem noi, nu o să poată să facă o zi de pauză pentru, dar ar fi foarte bine dacă se califică în grup, ar fi perfect. O zi de pauză. Nimeni nu muncește, zi de sărbătoare. Sărbătoare națională. Sărbătoare națională. Da, dar asta chiar ar fi o idee de sărbătoare națională. Dar la 10 eu cred că vor fi foarte mulți. Poate din cauza orei. Dacă era ora 8, eram sigur și băgam și mâna în foc că vor fi 9.000 cel puțin, poate mai mulți, dacă permite arena. Dar la ora asta, cel puțin mai mult de jumate sigur vor fi, din cauza orei. S-ar putea să fie mai puțin, dar tot în jurul la 9.000 de oameni. Să sperăm că așa va fi și totodată sperăm chiar autoritățile locale și direcția sport a primăriei să înțeleagă faptul că acolo vor fi o concentrație de oameni de vreo 10.000 și au nevoie să ajungă cu ceva acasă. Să mergem mai departe. Șerif a disputat și ei un prim meci din turul 3 preliminar de această dată în Liga Campionilor cu slovacii de la Slovan. Au pierdut cu 2-1, însă n-au făcut o partidă rea. Au avut chiar și un penalti ratat și mai multe ocazii. Care ar fi șansele celor de la Șerif să treacă mai departe? Au șanse destul de mari. Joacă acasă. Un 1-0 îi califică în faza următoare. Oricum, în caz că pierd meciul, joacă play-off-ul în Europa League. Nu se termină aici drumul lor. Dar eu sper că Șerif va trece în faza următoare. Oricum, dacă la nivel de cluburi și de selecționate vom avea rezultate și fotbaliștii moldoveni vor avea, cel puțin le va fi mai ușor să se plece undeva peste hotare, să plece la echipe mai bune. Atâta timp cât selecționata și cluburile pe plan internațional au rezultate mai modeste, foarte puțin se uită la campionatul nostru și foarte puțin își doresc fotbaliști moldoveni. Exact. Să vedem și un material video cum Viespile au pierdut la Bratislava. Campioana Moldovei Șerif Tiraspol a pierdut la limită 2-1 în fața campioanei Slovacii, Slovan Bratislava, în deplasare în prima manșă al turului 3 preliminar din Liga Campionilor. Gazdele au început în forță meciul și au pus de mai multe ori în dificultate apărarea tiraspolenilor, dar de fiecare dată portarul argentinian Matias Degra a fost apost. Slovacii au deschis scorul din penalti în minutul 42 prin Jovciak, după un hens în careu a lui Blanco contestat de fotbaliștii tiraspoleni. Získava penaltu, je tam aj žltá karta pre brániaceho Elkina Blanka. Žovčák 1-0. Uplynulo 41 minút a Slovan strieľa v treťom predkole Ligy majstrov gól, čo sa mu pri dvoch predchádzajúcich vyradeniach v tejto fáze súťaže proti Apoelu Nicosia v lete 2011 a proti Olympiacosu Pireu. Intrat pe teren în minutul 56 în locul lui Thiago Galvao, moldoveanul Radu Gânsari a fost cel mai bun jucător al tiraspolenilor. Gânsari a contribuit la eliminarea lui Lasic din minutul 61, după ce a fost faultat în careu reușind să scoată lovitura de la 11 metri pentru echipa sa, dar ratată de cadou un minut mai târziu. Prvom polčase bol najlepším hráčom Šerifu Tiraspol Carlos Eduardo de Fiori Mendes. Alias Kadu môže vyrovnať na 1-1. Končí sa 62. minúta. Radu Gânsari a creat o nouă ocazie de gol în minutul 70, când a luat o incursiune pe cont propriu în marginea careului și l-a angajat bine pe Benson, dar acesta a fost blocat de portarul gazdelor. Șerif a egalat scorul pe tabela de marcaj în minutul 74, când Gânsari a fost faultat de Mezaros, iar Ricardinho a executat bine lovitura liberă, direct pe poarta lui Perniș. Ismail Isak, ktorý odblokoval Jablonského, veľká šanca pre hostia, už je vyrovnané. Ricardinho 1-1, striedajúci hráč po necelých 2 minútach. Șerif a avut o ocazie de marcă în minutul 75 prin Radu Gânsari, dar șutul său a trecut pe lângă bara porții lui Perniș. În minutul 85, Mezaros a dat lovitura pentru gaze, marcând golul victoriei. Šerifu Tiraspol odišiel z ihriska na trávniku. Pozor! Gól! Takto nečakaný moment.
stredanie Žulina Potiguara a zlyhanie obrany šerifu Tiraspol. Karol Mesároš dáva gól na 2-1 v 85. minúte. Tak čo sa teraz odohralo pred brankárom Matiasom Degrom? Pozrieme sa na to všetko. Vjačeslav Rusnak, tréner a 12. tréner Šerifu v jeho klubovej histórii, z toho štvrtý za posledné. Chiar și la acest rezultat, golul din deplasare reușit de Ricardinho îi dă mari speranțe lui Șerif la calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor. Meciul retur va avea loc marți la Tiraspol. Am revenit așadar vorbind despre înfrângerea celor de la Șerif la Bratislava. Ion însă cu siguranță un 1-0 i-ar putea duce pe cei de la Șerif în turul următor. Cred că Șerif se califică. Cu greu, dar se califică. Am văzut și ADN-ul că au fost două goluri, unul din penalti scăpat, unul dintr-o greșeală, acolo nu s-a înțeles apărătorul cu portarul. Golul, au avut și un penalti ratat, au avut și ocazii Șeriful. Șeriful cred că poate trece Bratislava, nu e echipă atât de bună și cred că chiar poate, dacă nu la același nivel, poate sub Șerif puțin. În faza următoare va da peste o echipă mai puternică, la fel cum dacă se califică și Zimbru. Dar, la nivel, dacă ar fi național, logic aș zice că nu ar trebui. La nivel internațional, pentru că reprezintă Republica Moldova, chiar mi-aș dori și eu să treacă mai departe. Să bage mai mulți jucători moldoveni în teren, asta ar fi un lucru foarte frumos. Nu pierde de unde să ia, fiindcă Gânsar și Maxim Antoniuc și cam asta e. Dar știi că deja e înainte. Deja e înainte, deși jucătorii care au fost moldoveni au plecat și au venit alții în loc. La ei parcă nu e asta cu stranierii, că avem 10 jucători, să-i presupunem moldoveni, și vin doi stranieri, trebuie să dăm doi stranieri afară ca să chemăm alții. La ei e diferit, știi? Avem ața stranieri și avem doi moldoveni, trebuie să-i dăm afară că vin alții din urmă. Da, și lucrul ăsta puțin bana. Nu sunt arendate pentru jucătorii moldoveni. Exact, da. Și în același timp, Șerif Tiraspol nu e la fel de iubită în Republica Moldova. Nu e la fel de iubită pe întreg teritoriu. Chiar dacă suntem foarte atenți la meciurile contra Zimbrului, care se desfășoară la Tiraspol, vine publicul care stă acolo pe scaun și vin fanii. Hai să le zicem așa, fanii care stau în tribună. Și vin mai mulți de la Chișinău. Da, și sunt cazuri că nu suntem mai mulți de la Chișinău. Păi, echipă care e campioană nu știu câți ani la rând și are atâtea campionate și nici nu au fani. Bine că acolo tot e Șerif și marketing și tot. Acolo deja, nu știu, cred că o să apară și unele vici, ca să nu le dau acum nume, Șerif. Cumpără viciu Șerif, așa. E un brand, Șerif, e ceva care se vinde acolo, în zona transnistreană. În rest, ca echipă, nume, ce pentru noi, chișinăuneni, nu vreau să le zic ce e. Nu contează atât de mult. Doream să vorbim despre meciul celor de la Șerif, strict sportiv. Au primit pe final de meci un gol ceva similar cum l-ați primit și voi la Salzburg. Un contraatac, erați circa 3-4 apărători rămași acolo, care nu se putea de intervenit cu un foul chiar și cu un cartonaș galben. Să începem că la sfârșit de meci te epuizezi, îți pierzi din concentrare, faci mai multe greșeli, apar greșelile simple și asta ne-a costat și pe noi și pe ei. Noi am scăpat golul, da, se putea de faultat, se putea de blocat, dar am, nu știu, a fost, e decizie de moment. Nu ai timp să gândești, trebuie să reacționezi repede. Și cel puțin la noi a avut un șut fenomenal, practic fără nicio șansă pentru Denis Rus. La fel și Șeriful. La 1-1 în deplasare trebuia să menajeze scorul, să-l mențină, după asta joacă acasă. Cu experiența care au în Europa League, trebuie să se califice. Și jucătorii, valoarea jucătorilor, ce salarii au, ce bani se investesc la Șerif. Practic, da, e lipsă de concentrare spre sfârșit de meci. Din cauza oboselii, din cauza oboselii apar și greșelile simple. Se califică Șerif mai departe? Eu sper că se califică. Va fi un meci foarte greu. Dar mă bazez pe experiența în cupele europene a Șerifului. Apropo de Șerif și Zimbru, singurele echipe care au mai rămas în cupele europene, dacă campionatul nostru, dacă în campionat și iarăși revin la ideea care am mai discutat-o, s-ar investi mai mulți bani și ar fi un campionat mai competitiv, care ultima sau, bine, hai să nu fie ultima etapă, dar nu e an de an aceeași campioană, sau ultimele 5 etape, de-abia s-a aflat campioana, sau ultima etapă se joacă meciul direct cu trofeul pe masă, hai să vedem cine învinge sau dacă scot egal în campion, atunci echipele ar avea mai mult succes în cupele europene. Bine, contează să fie în modul pozitiv, că dacă sunt echipele slabe și se bat între ele ca să nu se ia campionat, atunci nu avem nici acolo. Dar Zimbru Șeriful demonstrează, Șeriful Andan, Zimbru anul ăsta și sper și mai departe, că de fapt noi am putea să avem o astfel de campionat.
am putea să investim banii care vin din Europa League acum mai departe în școala de tineri jucători. Și Șeriful și Zimbra au niște școli foarte bune, de unde cresc talente nenumărate. E o problemă la noi în Republica Moldova, acea trecere de la juniorat la seniorat. E o problemă foarte mare. Sunt sigur că avem jucători sau am avut jucători foarte buni la nivel de juniori care ar fi făcut față și în campionate tari la un moment dat, dar care nu au putut să facă acest pas spre seniorat. Care au rămas acolo și s-au lăsat de fotbal și fac acum altceva. Sau joacă undeva prin divizia B, A la noi, așa din plăcere. Și asta e o problemă. Ar trebui să fie investiți bani, ar trebui să joace campionatul cât mai interesant să fie, cum a fost atunci când a câștigat Dacia. Nimeni nu s-a așteptat să câștige Dacia campionatul. În același timp, ar fi mult mai fain în ultimele etape să fie, hai să dau un exemplu, Zimbru, Șerif și... Play-off. Da, sau play-off să fie. Să fie Zimbru, Șerif, Veri sau cineva din campionatul nostru care se luptă pentru titlu. Au rămas trei etape. Avem meci așa, așa, trebuie să nu ne încurcăm ca să câștigăm titlu. Atunci motivația e alta. Dacă știi că te lupți pentru locul 3 și ai sigur locul 3, nici nu mai joci fotbal. Chiar și în sezonul precedent, dincolo de faptul că Șerif și FC Tiraspol deja și-au fost asigurate primul și al doilea loc, pentru locul 3, 4, 5 chiar a fost o astfel de luptă în care Zimbru avea de jucat cu Veris, Veris cu Dacia, Dacia cu Milsamei, chiar și FC Costuleni până la un moment încă avea acolo unele calcule care putea să le strice. Oricum, nu e același interes când se luptă pentru trofeu și când se luptă pentru locurile 3-4. Șeriful are o altă situație față de cluburile din partea dreaptă a Nistrului. Sunt alți bani la Șerif, alți bani, mult mai mulți bani. Echipele din, să spunem, din dreapta Nistrului sunt mai puțin finanțate, n-au atâtea surse de venit. Statul practic nu-i ajută cu nimic. Banii nu vin de nicăieri. E foarte greu să menții un club fără o calificare în grupele Europa League, nu vin bani de nicăieri. Și de aia trebuie să aibă și patronii motivație pentru a investi în fotbal. Dacă nu sunt rezultate, își pierde orice motivație de a investi bani. Și altfel nu crește nivelul echipelor din partea dreaptă a Nistrului. Apropo de această investire și a banilor care vin, cum zicea și eu, din europenile sau... Cel mai simplu exemplu și cel mai apropiat de noi, Steaua București. Steaua București e foarte bine, patronul e la închisoare, managerul e la închisoare. Ce au făcut ei, treaba lor, nu mă interesează. Mă interesează la nivel sportiv ce face echipa și performanță. Steaua în ultimul sezon de Champions League are deja, dacă se califică și anul ăsta, dacă nu greșesc, 11 calificări consecutive în cupele europene, fie Champions League, fie Europa League. Iar banii care vin ajută echipa pentru finanțare, pentru salarii, pentru tot juniorat și tot lucrul ăsta, pe un an de zile sau chiar mai mult. Din Champions League poate să vină și mai mult timp. La fel, s-ar putea să fie și la noi. Dacă Zimbru reușește o calificare în grupe sau reușește chiar și în play-off unde vin mai mulți bani. Și să fie și consecutiv, anul viitor iarăși cel puțin în play-off. S-ar putea banii ăștia de investit în ceva care vin bani și alți bani și alți bani și atunci clubul ar crește. Ar trebui și fanii să înțeleagă și să fim și noi conștienți că e nevoie de ani dacă se apucă de lucrul ăsta. Pentru că și germanii au început din anii 2000 și belgenii la fel să investească în școlile de fotbal a junioratului. Și uite că de-abia în 2014 au câștigat un titlu mondial germanii. E nevoie de foarte mulți ani pentru a crește noi talente, a crește noi generații, e foarte greu și lucrul ăsta să-l schimbăm. Plus la noi mai e și problema asta mai puțin care cred de mentalitate că ăștia ori sunt mai buni, mulți cred, ori ăștia că trăiesc nu știu unde, pot fi mult mai rău ca jucătorii noștri. Dar din punct de vedere psihologic te blochezi acolo, unde nu ar trebui. Șeriful că aduce jucători străini, cred că tot din motivele astea și iau nu știu de unde, pentru că sunt și la Șerif și aici nu vreau să le iau la băieți din merite, jucători care ar face față și în alte campionate, dar sunt la Șerif jucători străini. Care nu sunt mulți sau nu sunt la mai buni ca jucătorii noștri de aici de pe loc, doar că nu se le dă șansa. Trebuie să ai și încredere. Da, trebuie să ai și încredere în jucători. Da? Dacă jucătorul are încredere antrenorului, staffului și tot, el dă performanță. Dacă nu are, ce vrei de la jucător, ce să facă? Și contează mult și stafful tehnic și răbdarea patronului, fiindcă dacă Olei Kubarev n-ar fi avut rezultatele deodată, nu se știe dacă conducerea Zimbrului ar fi mers pe mâna lui. Apropo, un antrenor foarte, foarte bun, simt pe această cale să-l felicit, un antrenor foarte bun, nu vreau să zic ca să nu supăr pe altcineva că e cel mai bun din istoria Zimbrului recentă, dar un antrenor care a demonstrat că are performanță, un antrenor care și la celelalte echipe care a jucat, ne-a ținut aminte de un meci cu Liverpool în care a ținut echipa din Anglia în șah atunci, juca pentru echipa din Belarus, dacă nu greșesc, la echipa din Belarus, era antrenor. Antrenor care are experiență și asta a ajutat foarte mult băieții de la Zimbru care sunt tineri. Ai nevoie de un antrenor cu experiență. Sunt unele echipe care sunt bine congelate, deja bine făcute, care joacă fotbal și pot avea orice antrenor. Aici putem da exemplul la un moment dat care l-avea Barcelona, când juca, vorbim de alt nivel, când juca foarte bine și deja nu mai conta ce antrenor mai este. Un antrenor care să-și facă meseria și nu poate să nu fie foarte bun. Dar până acolo e nevoie de un antrenor care să investească timp,
foarte mulți antrenori care să aibă un CV atât ca antrenor cât și ca fotbalist, fiindcă avem foarte mulți antrenori în Republica Moldova, să nu dăm nume, de la formații care chiar investesc ca și în acest an, în care el a fost un fotbalist care nu a avut rezultate și nici ca antrenor nu are rezultate. Și aduci fotbaliști din România care au jucat prin Liga Campionilor sau și unde au mai chiar și la echipa națională a României, care îl spune: bine, domnule antrenor, dar eu am jucat acolo, tu nu ai avut nici carieră de fotbalist mai bun ca mine și ca antrenor ai primul an. Apropo de acest lucru cu antrenorii, antrenorii de fotbal, chiar dacă nu au jucat la un moment dat, nu au făcut performanță sau au jucat așa undeva la amatori, în momentul în care are performanță ca antrenor, și sunt foarte multe exemple la nivel mondial, antrenori care nu au făcut nimic, au fost traducători, nu știu ce, au fost avocați, altceva, și la un moment dat le place sportul rege și a zis că hai să fiu antrenor. Dacă are performanță și știe cum să facă jucătorii să-l respecte și nu trebuie să fie frică, pentru că dacă e frică, la un moment dat jucătorii ori vor să plece, ori există un respect reciproc. Dacă există acest respect, pentru că sunt cazuri că antrenorii mai tineri ca jucători. Sunt și antrenori de 30 de ani, de 20 ceva de ani. Dar dacă există acest respect și băieții își dau seama că ei n-au nimic de pierdut. Dacă eu mă antrenez cu el, dacă o să mă cert mereu cu el, nu o să am nimic de câștigat. Eu îmi pierd forma, nu joc în meciuri, nu mă vede nimeni dacă vreau să fac un transfer. Dacă ești în relații foarte bune, dar dacă ești și jucător, că sunt și cazuri, Gică Hagi a fost un foarte mare jucător și ca antrenor, părerea mea că e praf. Sincer, poate nu praf, dar nu e atât de bun antrenor. Are experiență ca jucător, dar nu e bun antrenor. Sunt alții care nu au fost jucători buni, dar au un antrenoriat, un CV foarte bogat. Kubarev e un exemplu foarte bun și chiar felicit Zimbru pentru că l-a ales antrenor când a fost să fie. Cum l-au ademenit, nu știu, pentru că aici e vorba de ademenire, cred că destul de sofisticată, pentru că nu vine un Kubarev la Zimbru sau Republica Moldova, foarte simplu. Și sperăm că va rămâne pe mult timp și performanțele continuă la Zimbru. Să vorbim puțin și despre divizia națională, care a debutat cu, deja sunt două etape disputate. Zimbru a jucat doar un meci, fiindcă avem doar 11 formații în acest sezon. Încurcă desfășurării campionatului acest sistem cu 11 formații? Nu cred că încurcă. Ai o săptămână în plus, ai un micro ciclu în care poți să pregătești echipa din punct de vedere fizic. Cred că e chiar binevenită pentru fiecare echipă. Mai ales la Zimbru a venit foarte bine, având în vedere meciul din cupele europene. Da, am avut mai mult timp să ne pregătim pentru Europa League. La fel are fiecare echipă, două săptămâni va avea pauză. Ai o perioadă perfectă pentru a pregăti echipa din punct de vedere fizic. În timpul campionatului fizic nu poți să o pregătești, că urmează meciul săptămâna, în decurs de săptămână. Aici e timp mai mult. Nu văd o mare problemă în desfășurarea campionatului. Ați disputat chiar primul meci împotriva celor de la Academie, ați făcut-o ieri, ați învins cu 2-0, însă poate nu multă lume știe, voi ați revenit la Chișinău practic cu 24 de ore. Mulți dintre fotbaliști poate chiar mai puțin de 24 de ore au ajuns la casele lor, după care a trebuit să mergeți la Vadul lui Vodă. A încurcat această oboseală de ați jucat joi, după care aeroporturi, autocare și să vă deplasați la Vadul lui Vodă? Oricum își spune cuvântul deplasările, dar am avut și cu 3 zile înainte de meci. Cred că mai mult își spune cuvântul meciul din Austria decât deplasarea propriu-zisă. Plus la meciul de ieri au jucat mai mult jucători care n-au jucat în Austria și care n-au mers cu noi în Austria. Au schimbat practic mai mult de jumătate de echipe. I-au lăsat pe unii să se odihnească după meci. Am început bine, conduceam minutul 15 cu 2-0. Și ați mai avut și o bară transversală? Da, oricum s-a spus și spre final de meci oboseala și a spus cuvântul. Academia și-au creat și la fel ocazia, a fost un meci destul de greu, chiar dacă pentru unii pare că a fost ușor, că am câștigat lejer, nu a fost așa, a fost destul de complicat. Ne-au creat probleme, au avut și ocazii pe final de meci. Cred că Academia va face mare bătăie de cap în campionatul acesta. Următorul meci al celor de la Zimbru va fi disputat pe data de 10 august împotriva celor de la Veres Chișinău, deși meciul era programat cu o zi mai înainte, astfel clubul a observat, a remarcat deja oboseala care vine meci în cupă europeană, meci în campionat și au încercat să vă dea încă o zi de odihnă. Este în regulament mai puțin de 48 de ore după un meci, nu este interzis să fie disputat alt meci. Și dacă noi jucăm joi, meciul cu Veres trebuie să fie sâmbătă și l-au transferat pe duminică. E regulamentul 48 de ore. Va ajuta o zi în plus? Desigur că ne va ajuta.
că joi cu siguranță vom avea un meci foarte greu, o intensitate care este peste nivelul campionatului Moldovei și își pune cuvântul și meciul de duminică cu Veres. O zi în plus este o zi în care putem să ne refacem, să ne revenim, să fim mai proaspeți. Ion, o ultimă întrebare. Te simți mândru că ai făcut o alegere bună să lași FC Botoșan pentru că erai pe punctul să semnezi cu ei și să vii la Zimbru? Sunt acum realizat că făceam o greșeală mare dacă rămâneam la Botoșani. Cu Zimbru am obținut 2 trofee, am ajuns în turul 3 preliminar Europa League. Cel puțin am adus bucurie, am adus oameni la stadion. Ce am văzut la Botoșani, am văzut că în vară i-au dat pe toți stranieri afară. Și sunt foarte mândru că am ajuns la Zimbru, un club cu tradiții. Am spus și înainte să vin la Zimbru, dacă aș veni în Moldova, aș veni doar la Zimbru. Nu regret nicio clipă că sunt aici. Am ajuns pe finalul ediției de astăzi a emisiunii Ecoul Sportului. Vă mulțumesc foarte mult că ați ales să participați la această ediție și vă dorim mult succes ca să ajungeți, cum a spus și Ion, chiar în grupele Europa League, fiindcă publicul din Chișinău cu siguranță își dorește aceasta. A arătat la meciul cu CSK că își dorește. Are nevoie. Exact. Are nevoie acest public de meciuri, cât mai multe meciuri. Dragi fani ai sportului, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Ecoul Sportului. Noi ne dăm întâlnire miercuri de la ora 20. Să aveți o seară frumoasă în continuare. La revedere!